Consiliul Local Onest a achiziționat mobilier nou pentru toate secțiile ce au făcut parte din acest proiect. Și este un plus, zic eu, pentru cei ce vor utiliza serviciile medicale pe care le oferă Spitalul Municipal. Un plus mare. Păi vă invit să fiți cu alocările făcute de Onești? Da. În plus față de alocările inițiale. Față de cei 10% participare, mai venit cu 250.000 de lei pentru un mobilier. Vă invităm să vedeți și cum. Seamănă toate, nu? Dar doar una... Da, sunt identice aproape savoanele. Mobilierul tot este nou. Da. A fost o reparație capitală, ceea ce înseamnă și utilitățile, oxigen, instalație de oxigen, instalație de iluminat, canalizare, totul a fost reparat capital. O investiție bună, care clar crește adresabilitatea Spitalului Municipal mult față de ceea ce puteam oferi în trecut. Da. Tavanele sunt la fel. Știți că au fost proiectate, execuții au fost contestați și s-au scos separat. De-aia eu și durează asocierea asta din... Prima a fost scoasă împreună, prima dată. Da, prima dată împreună, da. Și au făcut și prima. Și pe aia separat. Ne-a crezut în sarcină, da. Sunt unica din sarcină și la ambulanță și aici suntem cu deoarece. A firmat la Lucrești la maternitate? Nu, la maternitate. Ba da, la maternitate, dacă ești. Dar principe o aruncă la cealaltă firmă, știți? Da, sunt cea care s-a mișcat destul de bine și a spus. Cam acestea sunt savoarele. Mai e și partea cealaltă al culoarelor. Pe etajele 5 și 6 deja sunt pacienți. Imediat după ce ieșim, deci și aici vor fi pacienți. Asta a fost și scopul ca în săptămâna mare să dăm drumul la treabă, să nu stea neocupate aceste spații cu mare nevoie. Eu vă invit să mergem puțin și pe culoarul celălalt opus, de pe același etaj și ulterior să coborăm în acest. Și o târziere, da, la modul de... Da. I-ați pus o presiune. Când am venit aici, am văzut ce era asta. Avea impresia că au luat niște copii de la școala profesională și au dus aici în spate. Da, ai dat un mesaj. Ședință, dacă nu-i pui sub presiune, Vinoște, sălășluiește într-un noi și curățește pe noi de toată tineciunea și mântuiește bunele sufletele noastre. Spunem cu toții, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cele toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri.
și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ta este împărăția, puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, care binevoit a intrat sub acoperământului vameșului Zacheu și te-ai făcut mântuirea lui și la toată casa lui, în sus binecuvintează și păzește pe toți bolnavii din spitalul acesta, binecuvintează-ne și pe noi robii tăi, pe toți cei care sunt în spitalul acesta și lucrează în locul acesta și se aduc ție rugăciuni prin noi nevrednici, binecuvântându-i pe dânsii, păstrează totdeauna viața nemântuită și le dăruiește cu desfare toate bunătățile tale spre folos prin binecuvântarea ta. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Pace tuturor. Hristoase Dumnezeu nostru, ca un Duh Sfânt spre rugăciunea noastră a spiriților și nevrednicilor rogilor tăi și trimite carul prea Sfântului tău peste undelemnul acesta și îl sfințește ca să fie spre sfințirea spitalului acestuia și a tuturor celor care se vor unge cu el bolnavi din spitalul acesta. Că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate, Dumnezeu nostru, și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește. Și cu crucea Ta păzește pe poporul. Se binecuvintează, se sfințește spitalul acesta și secția aceasta cu această aghiastră și cu harul preasfântului Duh. În numele Tatălui, amin, și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dumnezeu să vă ajute. Vă dorim multă sănătate, bucurie, din punctul nostru de vedere, dat fiind faptul că este Joia Patimilor și în această zi Hristos a făcut prima cină ce de taină, adică prima liturghie. Era normal ca să fie în locul acesta un așezământ binecuvântat de Dumnezeu, sfințit prin grija și prin ajutorul dumneavoastră a autorităților locale. Lucrul acesta este un lucru binecuvântat de Dumnezeu, că ne gândim la cei care sunt în suferință, la cei care suferă și aceia sunt părinții noștri, fiii noștri și toți cei care sunt parte din familia noastră. Vă mulțumim foarte mult și Dumnezeu să vă ajute! Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvintează. Bună ziua tuturor, bun venit în municipiul Onești. Iată, în perioada aceasta cu importanță deosebită în calendarul ortodox și în lumea creștină, Săptămâna Mare, avem bucuria să vă avem ca și oaspeți și ne bucurăm că punctăm un moment important în comunitatea noastră și anume realizarea unei investiții într-un parteneriat care se dovedește și de această dată a fi unul foarte serios. Un contract semnat anul trecut de asociere între Consiliul Județean Bacău și Consiliul Local Onești, o investiție de aproximativ 1,8 milioane de euro cu modernizarea a 4 secții, ORL, oftalmo, interne și neurologie. O investiție care a decurs bine cu, să zic, cu misincope care au fost remediate în timp. Constructorul a avut mici probleme, dar cred că rezultatul final contează. Iată că Consiliul Județean a mai fost încă o dată alături de municipiul Onești. Pe lângă investiția făcută și asocierea privind finalizarea lucrărilor la centru de primire urgențe, se modernizează aceste 4 secții. De astăzi ele vor fi ocupate integral. Secțiile de la etajele superioare deja au fost date în folosință încă de acum 2 luni, când s-au finalizat lucrările pe acele paliere. Este o mulțumire și este o bucurie pe care o avem astăzi. Țin să mulțumesc tuturor celor care au fost implicați în realizarea acestui proiect. Încep cu președintele Consiliului Județean de atunci, din momentul asocierii, domnul președinte Dragoș Benea. Mulțumesc și domnului președinte al Consiliului Județean, Sorin Brașoveanu, pentru că anul trecut a însemnat
contractul privind demararea lucrărilor. O procedură care a fost greoaie, s-a întins pe mai mulți ani, începând cu 2015, dar important este finalul. Ceea ce mă bucură și îmi dă speranță este faptul că ne-am asociat și în acest an, împreună cu Consiliul Județean, într-un proiect de modernizare a stației de ambulanță, o necesitate pe care o avea comunitatea noastră. Salut prezența în sală mai multor primari din zonă, a căror locuitori beneficiază de serviciile medicale oferite de unitatea medicală din Onești. Îi asigur de deschiderea noastră, de suportul medicilor de la Onești, că toți cei care vor apela la serviciile medicale vor fi tratați foarte bine. Țin să mai fac doar o singură mențiune. Cred că știți, acum două luni de zile s-a semnat și un contract de aproximativ 2 milioane de euro, o finanțare pe fonduri europene care are ca și scop pregătirea profesională a cadrelor medicale, fie că vorbim de medici de familie și din Onești și din împrejurimile Oneștiului, un proiect care până anul acesta a fost, să zic, n-a avut noroc, el a fost pregătit în trecut, nu a fost acceptat spre finanțare, dar am insistat alături de o echipă serioasă și am reușit să primim finanțare pe el. Surprizele cu ghilimele de rigoare, cele plăcute, continuă. Într-o perioadă scurt de timp sper să vă pot invita în calitate de primar și la un alt contract în ceea ce privește modernizarea spitalului, tot pe fonduri europene, aproximativ 6 milioane de euro pe POR. Vă mulțumesc tuturor. Eu închei aici prin a vă ura fiecăruia dintre dumneavoastră sărbători pascale în liniște și cu pace și doresc să dau cuvântul doamnei manager să vă spună câteva cuvinte și apoi vom continua cu ceilalți invitați. Vă mulțumesc mult. Doamna manager, poftiți. Mulțumesc. Stimate domnule președinte, stimate domnule primar, stimate domnule președinte, onorați invitați, vă mulțumim foarte mult că sunteți alături de noi în această ocazie specială, în această zi deosebită a anului, așa cum a amintit și domnul primar, când cu ajutorul Consiliului Județean și cu ajutorul Consiliului Local, din nou, putem oferi pacienților noștri condiții de cazare deosebite la standarde europene. Putem spune alături de direcția sanitară care se află, de direcția de sănătate publică a județului Bacău, care se află aici împreună cu noi, că avem în plan și iată reușim să îndeplinim toate criteriile pe care ne le impune legislația în vigoare cu privire la cazarea pacienților în acest moment pentru secțiile neurologie, interne, ORL, oftalmologie. Sigur că acesta nu a fost singurul obiectiv al Consiliului Județean alături de Consiliul Local, cărora le mulțumim încă o dată pe această cale. Nu doar respectarea legislației este importantă, este important confortul pacienților, este importantă îndeplinirea tuturor criteriilor de acreditare a spitalului, pentru că în 2020 spitalul nostru se va reacredita conform normativelor în vigoare. Este importantă această contribuție financiară a celor două structuri și din punctul de vedere al dezvoltării spitalului. În ce sens? În sensul în care această sumă nu ar fi fost niciodată la dispoziția spitalului nostru, în bugetul spitalului nostru nu s-ar fi putut niciodată strânge această sumă. Pe de altă parte, toți banii pe care noi i-am economisit în acest mod cu ajutorul Consiliului Județean și al Consiliului Local merg în alte investiții, merg în echipamente, în aparatură, dar și în tot felul de obiecte de inventar de care noi avem nevoie curent și continuu. Prin urmare, beneficiul este foarte mare. Iată, alături de compartimentul de primiri urgențe, alături de alte investiții pe care Consiliul Județean împreună cu Consiliul Local le fac, avem un succes extraordinar cu această renovare a celor patru secții care discutăm
cu privire la trecut, erau secțiile cu cea mai, să spunem, cel mai mic grad de îndeplinire a condițiilor de cazare și igienico-sanitare a pacienților din spitalul nostru. Și iată că le-am adus la standardul cel mai înalt. Vă mulțumim foarte mult! Da, și noi vă mulțumim, domnule președinte al Consiliului Județean, Bacău, domnul Brașoveanu, poftiți! Aveți cuvânt. Doamne manager, domnul primar, domnul senator, domnul deputat, domnule subprefect, domnilor primari, stimați invitați, e bine când totul se termină cu bine. O nouă investiție a prins contur aici la Onești, rezultat al asocierii, așa cum a prezentat domnul primar, dintre județul Bacău, Consiliul Județean și Consiliul Local Onești, în ianuarie 2014, pe atunci președinte și fiind domnul Dragoș Benea și vicepreședinte domnul Ionel Floroiu, astăzi parlamentar, am preluat, iată, 2014, suntem în 2018, au fost tot felul de proceduri, de aia spuneam că e bine când totul se termină cu bine, proceduri, contestații, abia exact acum un an, pe 5 aprilie 2017, am semnat contractul de execuție și pe 9 mai s-a dat ordinul de începere la execuția modernizării celor 4 secții. Așa este, nu e prima investiție aici, după ce anul trecut s-a finalizat extinderea și s-a dat în funcțiune compartimentul de primiri urgențe. Iată, acum cele 4 secții, pe aproape 3.000 de metri pătrați, amenajarea, au fost tot felul de sincope în decursul anului trecut, deși contractul de execuție, în urma unor procese, a fost semnat și asumat de către constructor că 9 luni de zile, asta însemnând în octombrie, ar fi trebuit să finalizeze aici lucrarea la sfârșitul de octombrie. Iată, acum eu zic că a ieșit o lucrare nu bună, foarte bună, pentru că am pus presiune pe constructor și s-a văzut asta. Dotarea foarte bună făcută și venind să completeze de către primăria municipiului Onești, eu cred că am făcut o treabă bună aici. Astăzi este Joia Mare, e săptămâna patimilor și consider că de aici încolo, personalul de aici, medicii, în condițiile nou create, să aibă atitudinea și să îi primească și să le ofere un tratament așa cum se cuvine, să le aline suferința și să-i primească cu multă căldură pe cei care ajung aici. Mulțumesc! Da. Vă mulțumim. Propun să încheiem această conferință de presă, dar nu oricum. Și îl rog aici pe președintele de pe atunci al Consiliului Județean Bacău, domnul Dragoș Benea, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc, domnule primar. Stimați băcăuani, uneșteni băcăuani, n-am să mai repet și subliniez importanța acestei investiții, ci doar să am să fac un arc peste timp. Nu mi-aminteam exact când am venit ultima dată în această sală. Acest stabiliment am fost ultima dată în septembrie 2016 când s-a inaugurat compartimentul de primiri urgențe. Ultima dată când am venit în această sală era iunie 2016 și cred că a fost un moment important în viața Oneștiului. Un moment care a pus punctul unei perioade de 4 ani unei administrații mai gălăgioase și mai colorate și a pus borna zero pentru o administrație, zic eu, mai onestă, mai puțin zgomotoasă, dar mai eficientă. Și dacă vreți, puteți să-mi scuzați și subiectivismul inerent. Ideea este că toți cei care ne vedeți aici, cred că vorbesc în numele a cel puțin 4-5 persoane, suntem oameni care ne ținem de cuvânt și asta am spus de fiecare dată. Și când s-au aprobat aceste parteneriate și când s-au semnat contractele de execuție și când s-au inaugurat aceste investiții și pe sănătate și pe mediu, întotdeauna am spus că suntem oameni care ne ținem de cuvânt și astăzi este încă un episod din acest lung serial care ne-l dorim să fie cât mai, într-adevăr, cât mai lung.
N-am putut fi prezent, cu părere de rău, la jumătatea lunii martie, atunci când s-a semnat iarăși un document important, care pune bazele unor investiții în alimentare cu apă și canalizare pentru Onești pentru mulți ani de acum încolo. Un alt proiect la care și eu și colegul meu de la vremea respectivă, domnul vicepreședinte Floroiu, am investit multă energie, ca să nu spun altceva. Deși spun și atunci, am spus și atunci, spun și acum, poate nu era neapărat în fișa postului. Vreau să vă amintesc cam cum se derula salubrizarea, colectarea și transportul municipiului Onești acum 3-4-5 ani. Cum erau problemele legate de apă acum 3-4-5 ani în Onești și care este starea de astăzi a acestor servicii și care este perspectiva acestor servicii. Pe colectare și transport vă spun că în momentul acesta se derulează un contract și o prestație mai bună chiar și decât în municipiul Bacău și decât în multe alte zone din județ. Iar pe investiții pe alimentare cu apă și canalizare și serviciile care derivă din aceste investiții, derivă și vor deriva, lucrurile arată bine pentru că operatorul venit aici s-a și apucat de făcut treabă și nu face ceea ce făcea vechiul operator care lua banii la sacoșă, îi ducea la Bacău și investiții în acest domeniu zero. Sunt lucruri pe care noi le-am spus de-a lungul anilor. Puțină lume ne credea. Le mulțumesc consilierilor local și județeni de la momentele respective care au avut încredere și ne-au susținut. Îi felicit pe cei care au avut curaj, în speța actualul consiliu local și primarul Nicolae Ignatiuc, în decembrie 2016, de a tăia râul de la rădăcină, dacă pot să spun așa. Și eu zic că Onești încet și sigur intră pe un făgaș administrativ onest, corect și eficient și sigur că meritul principal îi revine primarului. Sănătatea este o prioritate pentru, a fost și este și sunt convins că va fi și pentru Consiliul Județean. Spitalul Onești, alături de Spitalul Județean din Bacău și Spitalul din Moinești, sunt trei piloni importanți ai sănătății băcăvane, dacă pot să spun așa. Constat că, încă o dată, procedurile de achiziție și un constructor cu o capacitate de lucru îndoielnică sunt motivele pentru care această investiție n-a putut fi dată mai repede în folosință. Vă reamintesc ce s-a întâmplat în antiteză, dacă pot să spun așa, ce s-a întâmplat la CPU. Acolo lucrurile au mers ca pe roate, dacă pot să spun așa, chiar dacă constructorul este din Bacău și cu toate riscurile, expunându-mă la noi comentarii care mai de care mai răutăcioase, încă avem un constructor în județul Bacău cu capacitate de lucru, cu obiectiv aduce lucrarea la bun sfârșit și în termenii angajați. Și asta este un lucru, este o veste bună pentru primăriile și Consiliul Județean care au obiective și au finanțări pentru obiective. Sunt în continuare în județul Bacău și am mai vorbit și nu ratez nicio ocazie de a spune aceste lucruri. Sunt investiții care mai stagnează sau întârzie să fie puse în folosință din cauza unor constructori care vin și licitează și marjează foarte mult pe prețul cel mai mic, prețul scăzut, și asta în timp aduce fel de fel de întârzieri în punerea în funcțiunea investiției și poate chiar și ulterior. Și calitatea construcției, evident. Și dacă am trecut o perioadă de timp în care era mai sensibil acest subiect și era foarte complicat să deschizi asemenea subiecte, e bine că acum când lucrurile sunt puțin mai așezate și mai temperate, e bine să dăm cezarului ce al cezarului. Dacă un constructor face o lucrare la timp, trebuie evidențiat și nu trebuie hulit dacă este din Bacău și țesute fel de fel de scenarii. Dacă este din județul Bacău, nu spun din Onești sau municipiul Bacău. Încă o dată, felicitări. Se putea și mai repede și mai bine, dar aici toți cei prezenți la această masă nu au absolut nicio vină. Sper să ne mai vedem cu asemenea ocazii și sper să surprindeți. Eu am surprins-o, repet, cu subiectivism. Am mai stat de vorbă cu domnul primar și o oră înainte de acest eveniment. Să surprindeți fotografia mult mai bună a Oneștiului astăzi față de ceea ce era în urmă cu 3-4-5 ani, când
din dorință de prea multă mediatizare, s-au ratat niște etape importante și niște timp importanți pentru comunitatea oneșteană și anumite partipriuri locale, dacă pot să spun așa, care au întârziat luarea unor decizii dureroase, dar extrem de importante în destinul acestei comunități. Și vă fac din nou trimitere la problema salubrizării și a investițiilor în apă cană. Sper că de câte ori voi mai veni și vom mai veni în Onești, în fața dumneavoastră, în fața cetățenilor, prin intermediul mass media, să întotdeauna să, asta am vorbit cu colegii mereu și ne amintim mereu, să vă putem privi în ochi și să spunem cu ceea ce am început, că suntem oameni de cuvânt și știm să ne ținem de cuvânt, indiferent de ce etapă politico-administrativă traversăm. Nu fac abstracție nici eu de momentul în care suntem. Oneștiu a fost întotdeauna, eu 12 ani ca președinte de Consiliul Județean, am participat la multe etape și evenimente din viața acestei comunități. Nu m-a surprins, dar țin să evidențiez și să subliniez că întotdeauna viața spirituală, biserica, a jucat un rol important în viața acestei comunități. Mă bucur că această investiție este dată în folosință, care va alina durere și suferință. Este dată într-o săptămână importantă a creștinătății și credeți-mă când vă spun că în comunitățile mai mici, gen Măinești, Comănești, Onești, altfel simt sărbătorile pascale, lumea este mult mai liniștită și mai aplicată spre această perioadă importantă. Și urez și eu, prin intermediul noastră, tuturor oreștienilor sărbători liniștite alături de cei dragi. Mulțumim, domnule președinte. Dacă tot am numit-o a fi conferință de presă, avem disponibilitatea de a răspunde la câteva întrebări. Haideți să spunem trei adresate. Le așteptăm, dacă sunt. Inginerul din domnul Gnatiu nu se lasă. Trei, nu mai mult de trei. Trei maxim. Da, să înțeleg că nu. Răspund eu, domnule președinte, au fost probleme legate de termen și anume lucrările nu s-au finalizat în termenul asumat, dar a existat posibilitatea și temeiul legal să mai dăm o perioadă de îngăduință, să spun, în care să se încadreze constructorul. E bine, după cum am finalizat lucrările sau cum am concluzionat, e bine că s-au terminat lucrările într-un timp relativ de bun simț, să nu-i spun altfel. Dacă îmi permiteți, există posibilitatea practică sau doar un desiderat ca Spitalul Onești să transforme Spitalul Județean aproape aceasta? Județean sau de urgență? De urgență, pardon. Cum este Spitalul Județean și Onești aproape această informație? Și dacă da, s-au parcurs niște pași sau repete doar un desiderat și urmează ca o reunie de timp să fie când? Există posibilitatea, s-au făcut și anumite demersuri, este un drum lung de parcurs și nu este deloc ușor, dar nu imposibil. Ca perspectivă de timp nu este una imediată. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumim foarte mult, sărbători încă o dată, sărbători fericite și să dea Dumnezeu să nu aveți nevoie de ceea ce am, de investițiile făcute de către noi astăzi. Mulțumim. Acum dumneavoastră,